Bine v-am găsit, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Suntem la Dosar de Politician. Mâine este o zi cu mare încărcătură politică. Este votul moțiunii de cenzură. O cenzură făcută de PSD la adresa guvernului liberal Ludovic Orban. Discutăm despre tot ce s-a întâmplat în acest weekend, despre ce s-a întâmplat în această săptămână. Discutăm despre alegeri locale, dar și despre măsurile economice pe care guvernul trebuie să le implementeze în perioada următoare. Discutăm despre alegerile locale, dar și despre alegerile generale, despre situația sanitară a României, despre deschiderea anului școlar, despre pensii și salarii. Invitatul meu special este primul ministru al României, domnul Ludovic Orban. Bună seara! Bună seara, domnule Mănăstire! Bună seara telespectatorilor care ne urmăresc! Mulțumesc pentru prezență, mai ales în o zi înainte de votul moțiunii de cenzură. O zi foarte importantă. Din informații publicate de colegii din presă, rezultă că PSD nu are suficiente voturi pentru a trece această moțiune. Victor Ponta a aruncat buzduganul, să spunem, a spus că în zona PSD sunt trădări și că cei de la PSD practic nu doresc să treacă această moțiune. Întrebarea ar fi, de ce au mai provocat această moțiune, în opinia dumneavoastră? Din ce am simțit, vor să treacă această moțiune. Că dacă n-ar fi vrut să treacă această moțiune, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie. În primul rând, aș face o considerație. Trebuie să știe românii că PSD și-a dovedit încă o dată, ghilimele, originalitatea. Vă aduceți aminte sintagma democrației originală a la Iliescu și regimul Iliescu? În 30 de ani, pentru prima oară, au băgat o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Repet, în vacanța parlamentară. Din punctul nostru de vedere, această moțiune este în afara cadrului constituțional, motiv pentru care am sesizat Curtea Constituțională și am invocat un conflict juridic de natură constituțională. Iar în ceea ce ne privește pe noi, parlamentarii Partidului Național Liberal nu vor gira această moțiune de cenzură care este în afara cadrului constituțional și pentru care PSD-ul nici măcar n-a catadixit să amâne dezbaterea moțiunii până se pronunță Curtea Constituțională asupra sesizării formulate de guvern. Este înaintată o dată pentru decizia Curții? Apropo de... Pe 31, în cursul zilei de mâine, o să depunem punctul de vedere al guvernului. Și urmează Curtea Constituțională, după analiza punctului de vedere, să decide când va dezbate această sesizare. Am înțeles că parlamentarii liberali nu vor intra în sală, nu vor vota. Care este strategia de vot? Da. Pentru că este o moțiune pe care noi o considerăm în afara cadrului constituțional. Poțiune de ceanură, cum am intitulat-o. Poțiune de ceanură pe care o administrează PSD unei românii care are nevoie de stabilitate, are nevoie de un guvern cu depline atribuții. PSD-ul prin această moțiune de cenzură arată o dată în plus că nu înțelege care sunt nevoile reale ale României și după ce și-a bătut joc 3 ani de zile de țara asta cu o majoritate confortabilă în Parlament, acum încearcă să arunce țara în haos, dezorganizare, lipsă de autoritate în momente extrem de importante pentru România. Dar în Parlament, domnule prim-ministru, ce se întâmplă? Pentru că în ultimele luni PSD a demonstrat că are o majoritate, respingând diverse acte emise de guvern. Mă gândesc la un vot. La un vot au respins ordonanța pentru alocații. Ordonanța pentru alocații. Și aici e o lipsă totală de rezonabilitate. Deci noi am hotărât că vrem să aplicăm legea, numai că o aplicăm printr-o creștere graduală în 5 etape, într-un ritm destul de rapid, dacă nici măcar lucrul ăsta n-au fost de acord și au impus respingerea acestei ordonanțe. Sigur că o vom ataca la Curtea Constituțională, sigur că noi trebuie să veghem la echilibrul care există în materie de resurse bugetare, să nu ducem deficitul într-o zonă care poate să ne creeze dezavantaje economice pe termen mediu și lung. Apropo de deficit, asta, noi creștem alocațiile, noi creștem pensiile și le creștem într-o perioadă în care, într-adevăr, a fost corectat când a spus că eu nu știu vreo țară europeană, în Germania au crescut pensiile, dar au crescut cu 3,
pensiile. Eventual, da? Cu rata inflației. Cu 3, ținând cont de influența ratei inflației și a... Ori noi am crescut punctul de pensie cu 14%, iar în valoare absolută e cea mai mare creștere a punctului de pensie. Este corectă informația că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură? Această informație nu poate vedea decât UDMR. Ce este adevărat este că am avut discuții și că vom avea discuții și în cursul zilei de mâine. Au pretenții cei de la UDMR pentru posturi în guvern sau în administrația centrală? În discuțiile care le-am avut până în prezent nu am abordat acest subiect. Sigur că discuția cea mai importantă va fi în cursul zilei de mâine. Victor Ponta, am înțeles că va vota moțiunea, dar are o problemă cu anumiți parlamentari care nu ar vota moțiunea de cenzură, cum este domnul Țuțuianu. Aveți discuții pentru ca anumiți oameni din zona fostului ALDE, noi am format o echipă de negociere, o echipă largă de oameni care cunosc bine Parlamentul și am abordat individual parlamentarii din zona, să spun, PSD-ului mare și PSD-ului mic și a câtorva mici grupări politice, transmițându-le un mesaj foarte simplu, că trebuie să țină cont de interesul României în momentul de față, că nu poți să se asocieze unui demers care riscă să arunce România într-o stare de haos, de dezechilibru, care este profund nocivă pentru România astăzi. Gândiți-vă că avem lucruri extrem de importante de făcut, pregătirea deschiderii școlii, organizarea alegerilor locale, negocierea acordului de parteneriat cu Uniunea Europeană privitoare la bugetul Uniunii Europene pe 2021-2027. Trebuie adoptat Planul Național de Reziliență și Recuperare, ca să nu zic că avem această bătălie extrem de grea contra epidemiei, care vedeți că parcă nu respectă nicio regulă, ori toate lucrurile astea au nevoie de un guvern care într-adevăr să aibă cu adevărat autoritate. Fiecare moțiune de cenzură creează o perturbație, creează o neîncredere, creează inclusiv o reducere a autorității miniștrilor, președinților de agenții asupra administrației, pentru că oricum a fost împănată administrația cu o mulțime de oameni băgați pe ușa din jos cu carnet de partid de la PSD, care probabil stau pe la colțuri și ne blochează în așteptarea reușitei, da, moțiunii de cenzură. Doamna Turcan vorbea de Agenția pentru Achiziții Publice, de ANAP, unde se blochează în mod suspect diverse proceduri de licitație necesare, cum ar fi pentru laptopuri, pentru Ministerul Educației, dar și alte licitații importante. Dar vreau să vă întreb, cei de la PSD susțin că vor să dea jos guvernul pentru că vor să vină să mărească pensiile și alocațiile. În mod sincer, domnule prim-ministru, apropo de analiză, ei spun așa, vom ajunge, dar vrem să punem guvernul să facem aceste majorări. Sunt bani pentru așa ceva sau e retorică politică? Domnul Mănăstire, dacă noi am fi avut bani și dacă noi am fi avut garanția că există resurse financiare să creștem pensiile cu 40%, credeți că n-am fi făcut-o? Atunci lăsați-i să vină la guvernare, să le mărească. Nu poți să-i lași. Orice creștere, în momentul în care crești pensia, trebuie să te angajezi că o plătești pe termen lung, a long term. În plus, legea pensiilor prevede recalcularea pensiilor în cursul anului viitor, care presupun o altă creștere de pensii datorită schimbării formulei. Riscăm... drumul spre iad e pavat cu bune intenții, spune o vorbă. Sunt anumite limite. Nu poți, pentru că dacă determini niște cheltuieli, care sunt niște cheltuieli constante, a long term, pe care le generezi prin creșterea pensiilor, creșterea alocațiilor, care îți creează un deficit care nu va putea fi susținut și până la urmă se va întoarce împotriva tuturor românilor. Pentru că la un moment dat vom fi retrogradați de agențiile de rating, lucru e clar. Ați văzut clar semnalele care sunt transmise de agenții de rating, de mediul financiar bancar, inclusiv de Banca Națională, de toți analiștii economici. E clar că dacă se generează cheltuieli nesustenabile, riscăm să fim retrogradați. Retrogradarea ce înseamnă? Înseamnă că vom găsi bani din ce în ce mai greu și din ce în ce mai scumpi, la dobânzi din ce în ce mai mari. Și mai puțin. Și la un moment dat riscăm să nu găsim bani, pentru că la ora actuală este, cum să zic, toate guvernele sunt în căutare de bani, toate companiile sunt în căutare de bani. Și aici e vorba nu numai de guvern, de stat. Aici este vorba că toate companiile din România vor găsi bani mai greu și mai scumpi.
În general, banii vor veni în România mult mai... De asemenea, scade interesul pentru investiții față de România, pentru că în momentul în care ești retrogradat, orice investitor stă și se gândește de mai multe ori până să investească în România dacă există dezechilibre bugetare foarte grave. Mai încolo. Ori aici lucrurile sunt foarte clare. Riscăm să facem rău tuturor românilor, numai sub, cum să zic, populismul ăsta, că trebuie mărită pensia cu 40%. Au fost bătălii politice. Am crescut pensiile cu cât este posibil, cu maximum posibil, făcând evaluări extrem de serioase, uitându-ne pe prognoze, să vedem exact care e evoluția economică, ca să știm că este sustenabilă această creștere, că o putem plăti pe termen mediu și lung. Da, știți, în ultimii 4 ani, domnule prim-ministru, s-a creat senzația că în România există un sac fără fund. Asta a fost percepția și foarte mulți oameni, necunoscând toate detaliile astea, spun, domnule, dacă s-a putut în 2016, în 2017, în 2018, să ni se dea în continuare PSD, să se mărească în continuare. La guvernare, 2017, 2018, 2019, ani cu creștere economică și cu inflație mare, cu cât au crescut pensiile? Nu e foarte clar, pentru că noi acum am venit într-o perioadă de criză economică gravă la nivel mondial, care este provocată de pandemie, în care scăderea economică pe trimestrul 2 este 10,5% raportat la trimestrul 2 al anului 2019. Este evident că ne confruntăm cu o situație de scădere de venituri, atât la bugetul de stat, cât și la bugetele de asigurări. Să vii să bastoba în continuare cu aceeași măsură, care nu are niciun fel de rațiune economică și este nesustenabilă și, repet, riscă să facă rău până la urmă tuturor companiilor. Companiile, dacă se vor împrumuta mai scump, foarte multe companii nu se mai poate împrumuta, nu se mai poate să-și deruleze planurile de investiții, o să pierde locuri de muncă, pentru că unele companii, ne mai putându-se finanța sau finanțându-se scump, își pierd competitivitatea și se pierde locuri de muncă. Salariile în sectorul public o să fie din ce în ce mai greu de plătit. Până la urmă, risc să afectezi pe toată lumea în mod negativ. Toată lumea va pierde dintr-o astfel de măsură nesăbuită, care nu are niciun fel de fundament economic. Oamenii trebuie să înțeleagă că există un echilibru între venituri și cheltuieli. Oricum, acest echilibru a fost afectat deja de criza economică datorită scăderii veniturilor și a cheltuielilor absolut necesare pentru sănătate. Au crescut cheltuielile pe sănătate, am crescut cu 5,1 miliarde cheltuielile de sănătate. A trebuit să adoptăm toate măsurile de sprijin a companiilor și a angajaților pentru a apăra locurile de muncă ale românilor și am reușit. La 15 august 2020 avem cu 7400 de angajați cu contract de muncă, mai mult decât la 1 ianuarie înainte de criză. Deci am reușit să apărăm locurile de muncă. E statistica oficială că și aici a fost contract de discuție. Sigur, aici este pe revisal. Șomajul a crescut? Pe revisal. Șomajul nu este cum anunță, inclusiv scriu și asumă să scrie un în text, de un milion de șomeri. Asta este nonsens. Sunt 256.000 de persoane care sunt considerate că sunt în șomaj, din care 76.000 sunt în plata indemnizației. Li se plătește indemnizația de șomaj. Bun, vreau să discutăm despre economie. Dar, în mod evident, și aici sunt locuri de muncă. Vă dau un exemplu în domeniul construcțiilor. Pe noi am alocat cei mai mulți bani pentru investiții din ultimii 10 ani, repet, în perioada de criză economică, când am avut martie, aprilie, mai, iunie, luni în care am fost afectați de criza economică. Cu toate astea am menținut cel mai mare rit de investiții care a existat în ultimii 10 ani în România. Nu e puțin lucru și faptul că noi am susținut investițiile, că am alocat investițiilor resurse atât de importante, practic am menținut locurile de muncă. Pe piața construcțiilor în următorii ani va fi nevoie de cel puțin 250.000 de angajați suplimentari pentru a face față volumului de lucru care se va declanșa odată cu 2021. Și aducem și din domenii, străinătate sau o să ne bazăm pe românii care vor rămâne în țară, cei veniți din diaspora? Ce credeți? Suntem primul guvern care a instituit o măsură activă pentru angajarea românilor din diaspora. Noi plătim 50% din salariul brut o perioadă de 3 luni deocamdată. O să o prelungim această măsură pentru românii care și-au pierdut locul de muncă în diaspora, s-au întors acasă și sunt în căutarea unui loc de muncă. Și cum funcționează programul ăsta? E o măsură activă. Pur și simplu, angajatorul, dacă angajează
un român din diaspora întors, care a revenit acasă și nu mai poate să-și găsească un loc de muncă, se angajează și se plătește o perioadă de timp și se decontează 50% din salariul brut, dar nu mai mult de 2500 de ron. Că aici există o limită în materie de măsuri active. Este o măsură activă care primarea instituției. Ea funcționează și pentru niți, tinerii în căutarea unui loc de muncă, funcționează și pentru cei aproape de pensie, că se știe că cei care sunt aproape de pensie, dacă își pierd locul de muncă, mai greu își găsesc un loc de muncă, pentru că multe firme caută mai degrabă persoane tinere. Sincer, chiar am auzit de măsura asta pentru cei din diaspora. Poate, așa ca sugestie, ministerele de linie de resort promovează mai mult măsurile astea. Le-am comunicat. Bun. Le-am comunicat. Dacă sunteți de acord, dați să faceți o mică paranteză. Ori aici revin că era vorba de echilibru aici. Noi ar trebui să alocăm aceste resurse, pentru că aici noi trebuie să gândim relansarea economică. Asta este fundamentală, pentru că relansarea economică, reluarea creșterii economice și mai ales accelerarea creșterii economice revenind din criză, ăstea până la urmă duc la creșterea veniturilor tuturor românilor și angajaților din privat și companiilor și profesiilor liberale și angajaților și din sectorul public de stat, și pensiilor. Iar aici pensia, ca să poată să fie sustenabilă creșterea pensiilor, creșterea pensiilor trebuie să bazeze pe două lucruri reale, da? Creșterea numărului de angajați și creșterea salariului mediu. Astea toate se bazează numai pe un program economic bazat pe creștere economică sănătoasă, pe investiții, pe inovare, aplicarea inovării și cercetării, pe creșterea competitivității, pe creșterea exporturilor, deci pe programe economice care se ducă într-adevăr la dezvoltarea economică pe picioare solide, nu stimularea creșterii economice doar prin creșterea veniturilor în anumite zone în care guvernul poate să crească, pentru că s-a dovedit falimentară această politică. Și de regulă din împrumuturi, domnule prim-ministru, că de fapt asta a fost povestea. Și numai din împrumuturi. Ce a dus? A crescut puterea de cumpărare, dar n-a crescut producția. Care a fost rezultatul? A crescut puterea de cumpărare, am importat mai mult. Am ajuns la un dezechilibru anul trecut, 2019, 17 miliarde de euro dezechilibru în balanța comercială. Asta e extrem de greu de susținut un astfel. Dezechilibrele din economie pe care le-am moștenit, inflația, am reușit să reducem inflația la 2,8, cred că e inflația, față de 4,5 cât a fost în anii anteriori. Inflația e de fapt tot o formă de taxă care a fost folosită în mod deliberat de guvernele PSD pentru a... degeaba dai cu o mână și mărești niște salarii dacă prin intermediul inflației cresc prețurile și tu practic, ce ai luat pe mere, dai pe pere. Se simte bine care mai multă hârtie sau plastic în buzunar, mai exact. Asta important este de judecat cu cât crește puterea de cumpărare a venitului pe care îl are român. Bun, și calitatea vieții, că tot discutăm despre alegerile locale. Domnule prim-ministru, aveți guvernați, sunt alegeri locale, suntem în campanie, e începută de vineri. Vreau să vă întreb, la București ați reușit, ați negociat cu cei de la USR Plus o alianță pentru Nicușor Dan și pentru sectoare. Pe de altă parte, în alte județe, în alte localități, și aș da exemplu Constanța, Iași, chiar și la Timișoara, cei de la USR Plus vă atacă extrem de dur candidații. Am văzut, este un practic un război în desfășoare la Constanța, la Iași la fel, vor pierde din chiar și la Timișoara. Vor pierde din această atitudine. Eu vreau să spun doar atât. De ce nu le răspundeți pe măsură, să zic așa? Cei care își imaginează că pot să câștige voturi atacând primarii Partidului Național Liberal și Partidul Național Liberal... Și candidații, că mulți nu sunt primari, sunt candidați. Sau candidați. Da. Nu înțeleg că nu pot să câștige voturi de la PNL atacând PNL. Adversarul nostru este PSD. Trebuie să fie mai bun decât noi în bătălia cu PSD. La ora actuală, singura forță politică care poate să câștige în fața PSD este Partidul Național Liberal. Orice atac împotriva PNL, de fapt, face un serviciu PSD. Păi și atunci... și unde serviciu celui care atacă? Și atunci, care e logica? Sunt mai neexperimentați? Nu puteți avea discuții, acum, ca idee cu domnul Barna? Cum e situația de la Constanța? Și e corect ce spuneți. Stelian Ion îl atacă foarte dur pe amiralul Chițac. Evident deci, că Făgădău va prinde un culoar bun. Domnul Mănăstire, amiralul este pe primul loc. Și este pe trend ascendent și va câștiga, vă spun, vă dau scris.
Păi și care e logica? Stelian Ion de ce atacă pe amiralul Chițac în loc să atace, PSD? Nu mă întrebați. De 20 de ani e PSD-ul la putere în Constanța. Nu mă întrebați, nu pot să înțeleg această strategie. Este o strategie perdantă care până la urmă o să ducă la un scor în care va rămâne în bazinului de 12-14%. Este problema. Oricum mesajul meu este foarte clar. N-am putut să impunem. Guvernul a căzut din cauza faptului că am încercat să ne angajăm răspunderea pe alegeri în două tururi. N-am putut să impunem alegeri în două tururi. Soluția ca să batem primarii PSD este concentrarea voturilor spre candidatul cel mai bine plasat. Asta trebuie să se întâmple peste tot. În București, Nicușor Dan este clar. Și Nicușor Dan a depășit-o pe Firea. Dar este candidatul care poate să o bată pe Firea. Este toate în fața Gabriele Firea, Nicușor Dan, acum, în timp e ce ușor, vorbim? Ușor în fața lui Firea. Deci, aici votul trebuie să fie inteligent acordat către candidatul care are șansă să bată PSD-ul, pentru că altfel, dacă votez cu altcineva, votul respectiv, până la urmă, indirect se duce la Firea sau la candidatul, la primarul PSD în funcție. Și aici dați-mi voie să spun, inclusiv în declarațiile pe care le-am făcut, lumea desconsideră PSD-ul. Eu vă spun de acum, cele mai grele alegeri sunt alegerile locale. Gândiți-vă că noi ne luptăm cu 28 de baroni roșii care sunt la butoane, care au armate, care au transformat administrațiile cu multitudinea de angajați. Sunt județe, cum e Telona, cred că cel mai mare angajator e Direcția de Asistență Socială sau Spitalul Județean. Și asta nu e în Vaslui. La Vrancea în alte... este la fel. La Primăria, este la Consiliul fel. Județean, companiile subordonate. Deci au 28 de baroni aflați la butoane care folosesc toate pârghile posibile pentru a se agăța de putere și a-și menține pozițiile. Ne luptăm cu 1600 de primari. Nu e simplu să te bați cu 1600 de primari, care, sigur, în urbanul mare, votul este un vot mai mult cu, cum să spun, cu un vot politic, exprimat liber, prin opțiunea reală a oamenilor. Dar în urbanul mic și în rural există foarte multe mijloace de influențare și de determinare a alegătorului să voteze într-un anume fel. Și, în general, cei care se află la putere sunt avantajați în această bătălie. Ori bătălia contra PSD-ului în local este cea mai grea bătălie. La europarlamentare, normal, a contat votul politic, percepția catastrofală a lui Dragnea și a guvernărilor PSD. Și asta la prezidențiale a contat candidatul care l-am avut, Klaus Iohannis, care a câștigat zdrobitor cu 65%, sigur că și PSD-ul atât a putut să scoată ca și candidat, că asta era... Eu cred că useriștii sunt supărați, apropo de alegerile prezidențiale, că au făcut o figură proastă cu Dan Barna. Dar vă mai dau un exemplu, cum este la Timișoara, de exemplu, primarul Robu este extrem de dur atacat de candidatul USR+, la Arad se întâmplă la fel. Întrebarea ar fi, cum veți mai putea guverna Robu cu USR+, răspunde prin fapte, prin ceea ce face, efectiv, și face lucruri... Cum o să mai puteți guverna cu USR+, dacă rămân rănile astea deschise? Eu discuție știu, inclusiv interiorul PNL, sunt lideri care spun, domnule, cum o să mai guvernăm cu ei în condițiile grele, astea? Unde se dau bătălii, pe, cum e la Constanța, cum e la Pitești, cum e... Sunt o mulțime de localități unde sunt bătălii grele, în care ne batem cu PSD-ul, da? La Craiova, unde, și cu USR+, unde din păcate, ideea. Nu s-a acceptat propunerea mea de a face un sondaj de opinie și de a stabili un candidat comun, candidatul cel mai bine plasat, iar celălalt se ducă la Consiliul Județean. Nu s-a vrut treaba asta, până la urmă s-a mers pe candidaturi, sunt bătălii grele. Și nu înțeleg că, de fapt, această bătălie, în condițiile în care ei ne atacă pe noi, ei, de fapt, nu fac altceva decât să reducă șansa candidatului PNL de a câștiga. Și asta se întâmplă în municipii, în județe, unde este extrem de important, unde bătălia este pe viață și pe moarte. Vă dau exemplu Iași. Toată ziua este atacat candidatul la președinția Consiliului Județean, Costel Alexe. Ăsta e ținta favorită a atacului. Acolo, dacă te uiți la pagini de Facebook, la... Păi nu, apropo de traseism, fostul care... liberal Bodea, deputat, altfel o persoană destul de decentă, acum candidează din partea USR, deci și își atacă fostul coleg și da, amic la un moment dat. Eu am avut pe Marius Bodea, l-am susținut după ce a plecat domnul Bodea la minister, l-am susținut la președinția Comisiei de Transport, el ca director de aeroport a făcut treabă bună, chiar nu mă așteptam și asta a fost într-un fel și greșeala lui cât a fost președintele organizației municipale la noi, că prea a fost negativ, prea a avut numai mesaj de atac, prea
Aici oamenii, mai ales în alegerile locale, oamenii vor să vadă că ai niște proiecte, că ai, vrei să faci niște lucruri care să le îmbunătățească viața, să le crească calitatea vieții, să le dea o perspectivă, să ai, le oferi servicii mai de calitate, să ai cu adevărat proiecte care să aibă efecte benefice asupra comunității locale. Atacurile astea în exces nu fac bine. Bun. Trebuie să sancționezi lucrurile rele care s-au petrecut în administrație, fără niciun fel de discuție. Asta facem și noi în bătălia cu PSD-ul. Pe de altă parte, nu poți să faci numai asta. Toată ziua numai să ataci, să ataci, să ataci, să lovești. Trebuie să arăți ce vrei să faci. Trebuie să-ți prezinți propriile proiecte. Că în felul ăsta, până la urmă, omul te votează dacă el este convins că tu ai capacitatea de a-i oferi o viață mai bună sau servicii mai bune sau anumite avantaje pe care și le doresc. Sau să faci o campanie negativă. E o alegere. Vreau să vă întreb. Păreți că încercați să împăcați toate taberele, inclusiv discuția asta cu USR Plus. Nu vă este frică că o să vi se deconteze faptul că sunteți împăciuitor, că sunteți mediator cu cei de la USR Plus, adică liberalii, cei care se simt atacați de cei de la USR Plus, o să spună, domnule, președintele partidului nu ne apără, nu, cum să spună, nu ține cu partidul. Să ne apăr. Am fost alături de primarii noștri, chiar am și spus foarte clar, deci eu sunt mândru de primarii Partidului Național Liberal. Avem primari care au performat, care au realizări remarcabile. O să guvernați care, cu cei de la USR Plus? Care au făcut lucruri extraordinare pentru comunitățile locale pe care le conduc și care se aleg cu scoruri extrem de mari pentru că oamenii au încredere. Votează cu primarii noștri, inclusiv votanții altor partide, nu numai votanții Partidului Național Liberal. Iar, în general, unde e un primar liberal, ai absorpție de fonduri europene, proiecte pregătite care să fie capabile să utilizeze fondurile europene pe lucruri benefice pentru oameni. Ai dezvoltare economică, parcuri industriale, creare de locuri de muncă, creșterea calității serviciilor, digitalizare, soluții inteligente în administrație. În București se parchează încă cu parcagii oficial și neoficiale. Da, Noradea, în Cluj, de asta se parchează, poți să-ți plătești parcarea cu telefonul mobil. Despre ce vorbim? Nu mai vreau să intru în foarte multe detalii administrative. Deci, în general, unde au fost primarii liberali, primarii liberali au făcut treabă. Primar la primul mandat, vă dau exemplu. În Reșița, unde nu s-au atras fonduri europene, primarul nostru, Nelu Popa, a atras 140 de milioane de euro în vreo 40 de proiecte, fiind la primul mandat. La Deva, Florin Oancea a câștigat primăria în 2017 și a reușit să semneze contracte de finanțare de 70 de milioane de euro în condițiile în care Deva nu a trăsese aproape niciun euro din fonduri europene în perioadele anterioare. Asta înseamnă capacitatea de a genera proiecte benefice pentru comunitate, capacitatea de a aduce finanțări din fonduri europene. Tot Florin Oancea a atras investiții de aproape 100 de milioane de euro, investiții care generează dinamică economică, creșterea locurilor de muncă. Parcuri industriale funcționale care creează într-adevăr avantaje, o să vedeți în localitățile conduse de liberal. Unii au făcut niște parcuri de temir unde care n-a venit nimeni să investească. Ca să nu mai vorbesc, aici trebuie să gândești și regimuri fiscale avantajoase pentru toți investitorii care vor să investească astfel încât să reușesc să atragi investiții. Trebuie să fii alături de ei în tot ce înseamnă documentații. Trebuie să ai ușa deschisă să sprijini orice investiție. Păi sunt primar PSD care când aud de investiții străine se întorc și închid ușa. Pentru că ei nu pot să accepte ca oamenii să aibă locuri de muncă. Am avut o discuție cu un primar acum vreo 8 ani de zile apropo de o investiție în care zice, păi ce? Zice, acum când sunt la ajutor social votează cu mine. Păi zice, dacă își găsesc un loc de muncă o să-l întrebe pe patron sau pe director sau Doamne ferește o să voteze cu mintea lor. Cam despre asta e vorba în V-am întrebat, guvernați așadar cu USR Plus după parlamentare? Cea mai probabilă formulă de guvernare este o formulă care îți rezultă. Cu PSD nu poți guvernezi, cu PSD-ul mai mic iară e foarte greu de guvernat. Partenerii noștri sunt partenerii care au fost în ultimii ani și alți posibili deci parteneri pe care Ponta pot să... nu l-ați acceptat sub nicio formă, indiferent de rezultatul parlamentar. Care e diferența? Eu mi-aduc aminte de Ponta când era președintele PSD și premier în funcție. Ordonanța 55
A uitat lumea de ordonanța 55 și de multe alte lucruri și comportamente abuzive pe care le-a avut. Aproape nu e nicio diferență. Ei nu s-au înțeles între ei, de-aia s-a apucat el să-și facă partid. Eu le zic PSD-ul mare și PSD-ul mic. Cât e scorul apropo, politic? Apropo, nimeni nu zice de traseist, dar de acolo primarul de Bacău candidează de la Ponta, după ce a fost ales primarul PSD. Primarul te-ați de la... Te-ați cedat la Bacău candidatura celor primarul de la USR? De la... Nu, am făcut o înțelegere. Am făcut o înțelegere în care am făcut o alianță în care USR Plus ne sprijină la Consiliul Județean, pe că am făcut și liste comune. Dar asta este paradoxul, domnule prim-ministru. Dumneavoastră păreți că ați fost foarte generos în această negociere la locale cu USR Plus peste tot în țară, inclusiv la București, cu asupra de măsură ați fost extrem de generos și în partea cealaltă USR Plus pare extrem de agresiv. Sunt două atitudini, cel puțin din perspectiva mediei și a celor care urmăriți viața politică, așa pare. Oamenii judecă, oamenii își formează impresii. Marea majoritatea oamenilor sunt mult mai înțelepți decât cum își imaginează liderii politici și judecă aceste lucruri și își formează impresia. Atitudinea mea e atitudine foarte clară. Nu mai putem să lăsăm țara asta pe mâna PSD. Nu mai putem să lăsăm comunitățile locale pe mâna unor primari PSD care dau ajutoare sociale, care îi sperie pe bătrâni, pe oamenii mai în vârstă, care se comportă ca niște satrapi și care se mențin în funcție numai datorită fricii pe care o induc și datorită sărăciei în care ei oferă așa pomană pentru a asigura subsistența oamenilor săraci. E nevoie. Explicat, sistemul ăsta de servitute, sistemul ăsta de dependență trebuie schimbat. Noi trebuie să dezvoltăm localitățile. Noi trebuie să creăm oportunități de dezvoltare economică. Noi trebuie să aducem investiții. Noi trebuie să gândim poluri de dezvoltare mai multe, mai municipiile reședință de județ, ci și orașe sau municipii secundare în care ele se poate să devină practic poluri de dezvoltare economică, așa cum e în țările europene. Da. Aici, cum s-au dezvoltat. Există ori aici, ori aici, aici vă spun foarte clar, eu nu pot să mă bat cu altcineva. Nu pot să mă bat nici cu USR Plus, nici cu PMP-ul, mai ales că de atâta timp noi am fost pe aceeași aliniament în Parlament, ne-am luptat contra guvernărilor PSD, care au scos România aproape de pe harta țărilor civilizate, care ne-au pus în... Noi acum trebuie să facem un efort absolut uriaș, președintele României, guvernul pe care îl conduc, miniștrii și toți ceilalți oficiali, ca să refacem imaginea României, să refacem legăturile de încredere cu partenerii noștri euroatlantici după 3 ani de făcut praf orice fel de legătură normală și firească. Ce garanțiile dați alegătorilor că se vor desfășura în bune condiții aceste alegeri locale? Există mare îngrijorare. Din motive de coronavirus... Deci n-am modificat hotărârea de guvern privind starea de alertă. Am stabilit câteva reguli simple care sunt impuse și prin ordin comun al Ministrului Afacerilor Interne, Ministrului Sănătății și Președintelui AEP. În ceea ce privește desfășurarea campaniei, trebuie să respecte regulile simple, da? Am obligat candidații și susținătorii lor să poarte mască, să nu facă campanie în grupuri mari, adică când fac campanie, să fac campanie afară cu grupuri de maxim 6 oameni, iar când sunt în campanie din casă în casă, să facă în grupuri de 2 sau 3 oameni, adică candidatul și cu încă 2 persoane. Obligația de igienizare a mâinilor, mai ales în distribuirea materialelor, preferința fiind pentru autoservire, adică materialele de propagandă să și le poate să fie să le primească prin poștă, fie să poate să și le ia prin autoservire alegătorii. De asemenea, anumite reguli în ceea ce privește adunările publice, am limitat la maxim 100 de persoane adunările publice, ele trebuie să respecte regulile care erau valabile și pentru spectacole, adică se păstreze distanța fizică, obligativitatea de a purta mască toți participanții la astfel de evenimente, reguli simple, care, iar eu cred că dacă toți candidații, ziua votului cum va fi? Dacă toți candidații respectă aceste reguli, eu cred că mai degrabă va avea un efect benefic. Gândiți-vă că sunt foarte mulți candidați, 3300 de localități, în medie 4-5 candidați, hai să zic 5 candidați, înseamnă
numai la primărie. Este un exces de candidați. 16.500, 16.500 de candidați la primărie. Dacă luăm, vă spun media pe țară. Că normal, aici în orașele mari sunt mai mulți candidați. Dar pe la țară nu se găsesc chiar așa mulți candidați. Plus candidații la consiliile locale, la consiliile județene, la președinția consiliilor județene. Dacă ei sunt responsabili, dacă ei respectă regulile, la rândul lor ei o să fie un exemplu pentru followerii lor, pentru susținătorii lor și cred că poate să crească inclusiv gradul de conformare al oamenilor la regulile de protecție dacă își văd toți candidații respectând aceste reguli. În ceea ce privește ziua voturilor, asta o vom reglementa în hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă. Deocamdată noi suntem în data de 15 septembrie va fi adoptat. Noi suntem încă în prelungirea stării de alertă 16 septembrie. Deocamdată nu putem reglementa decât după ce prelungim starea de alertă în hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă și acolo vom da bază și pentru emiterea ordinului comun privitor la regulile de desfășurare ale votului în ziua votului. Deja am avut discuții repetate. Am stabilit, în primul rând, solicitarea de a organiza secțiile de votare în sedii mai spațioase. Să nu facă, de exemplu, la școală. Dacă n-au spații mari la școală, pot să facă în sală de sport, că s-au făcut sală de sport destule. Pot să facă în spații mai largi, astfel încât să se poată respecta regulile de distanță fizică, asigurarea cu măști, obligativitatea purtării măștii, în funcție de spațiu aflat la dispoziție, limitarea numărului de persoane care pot să intre simultan în secția de votare, obligativitatea dezinfecției la intrare și la ieșire, plus alte reguli care sunt stabilite. Inclusiv pentru urna mobilă. Există să rămână oameni care să nu voteze, să nu se creeze după aceea busculade și discuții din cauza procesului mult mai lent de votare? Nu cred. Vom stabili și spații de așteptare afară. Ele vor fi delimitate cu păstrarea distanței fizice, astfel încât să existe. Sigur, încercăm să fluidizăm procesul electoral, să reducem cât mai mult timpul necesar pentru o persoană, pentru exercitarea votului de către o persoană, astfel încât să fluidizăm, să nu se creeze mari aglomerații la secția de votare. În principiu, din punctul meu de vedere, dacă se respectă aceste reguli, riscul de transmitere a virusului în cursul campaniei și în cursul procesului electoral este foarte mic. Minim. E obligatorie identificarea fără mască? Adică am citit o știre că asta este practica discuția, asta își dea masca jos este pentru câteva discuția, secunde. E principala problemă, ca să vă spun, în ceea ce privește regulile, încă ne gândim cum soluționăm această problemă. Da, să nu apară unii cu niște buletine și să fie alte persoane, alte... Da. Da, se mai practică. Oricum, prin acum anii 2008 erau unii care cumpărau buletine, știți? Acum e campionat de făcut buletine. În ce sens? Păi diferite mutări, acolo unde... Asta se fac vize de flotant. Care expira cele 45 de zile. Da. Nu, adică nu, e, nu, nu se pune în aplicare măsura cu 45 de zile? Campionat. A fost campionat. De mutat o persoană într-un loc în altul? Da. Păi și cine? În mediul rural sau unde? În ce zonă? Este informație interesantă. O să le documentăm mai bine și veți vedea că se văd după informațiile de la evidența populației. Bun. Capitala, spunea că Nicu Șordan a trecut în fruntea Gabrielei Firea. Erau 3-4 sectoare greu de bătut. Credeți că pe vot politic puteți să câștigați? Deci, câte sectoare? La ora actuală în București s-au unit formațiunile cu cea mai mare încredere și cu cea mai mare susținere electorală. Împreună Partidul Național Liberal și USR Plus beneficiază de susținerea 53% până la 55% dintre cetățenii municipiului București. Campania noastră este o campanie foarte clară de mobilizare a alegătorilor PNL-USR plus în susținerea candidaților pe care avem la primăria Capitalei Nicu Șordan și la primăriile de sector, Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Adrian Moraru, Simona Spătaru, Cristi Băcanu și Ciprian Ciucu la sectorul 6. Bun, haideți să mergem puțin în chestiunile economice. Am început emisiunea, am discutat despre șomaj, despre bani, despre împrumuturi. Când se deschid restaurantele? Horeca, da, au fost foarte vocali în ultimele 2 luni. Nu, în ultimele 4 luni jumate. Da,
Bun, evident. Aici vreau să readuc aminte. Vreau să readuc aminte. Au închis poțile, să știți. Noi am gândit, după încetarea stării de urgență, în momentul în care s-a trecut la starea de alertă, noi am gândit un plan foarte serios de relaxare, în etape, din 15 în 15 zile, deschizând întâi activitățile care aveau cel mai mic risc epidemiologic și după aia gradual urma să deschidem activități care au un risc epidemiologic un pic mai mare pe măsură ce crește gradul de conformare la respectarea regulilor de sănătate publică și vedem că nu se înregistrează creșteri semnificative a numărului de infectări zilnice. Din păcate, în momentul în care urma, să spun, deschiderea restaurantelor și altor activități indoor, în spații închise, am avut acea creștere care, repet, să se știe. Înainte de decizia Curții Constituționale, numărul de cazuri mediu săptămânal era de sub 400, 370. Așa este, chiar scăduse spre 300. Uitați-vă, da? Că datele sunt clare. La 3 zile după intrarea în vigoare a legii, că a durat 21 de zile intrarea în vigoare a legii, dezbaterea și intrarea în vigoare a legii, numărul de cazuri a crescut de 1200. Astea sunt date, nu sunt povești. Deci este clar că faptul că noi n-am avut posibilitatea legală în urma deciziei curții de a dispune nicio măsură de izolare a virusului prin carantinarea, izolarea, tratarea în spital a persoanelor diagnosticate pozitiv și a persoanelor care au intrat în contact, pentru că noi n-am putut dispune nici asupra persoanelor rezultate din anchetele epidemiologice, că erau persoane de contact cu persoanele infectate. Am avut până în 50.000 de oameni asupra cărora n-am putut să luăm nicio măsură, care au putut să umble liber și care au putut să transmită virus. Deci noi am avut o creștere de la sub 400 la peste 1200. Spun lucrul ăsta să se știe clar. Se poate vedea din date, din statisticile oficiale care sunt prezentate. Revin la chestiunea asta. Deci noi, neavând la dispoziție aceste pârghii, n-am putut să ne luptăm. Am fost practic puși în situația de a asista neputincioși la creștere. Imediat ce a intrat legea în vigoare, și asta veți vedea, autoritățile sanitare și guvernul au reinstituit toate măsurile și dacă vă uitați pe ultimele 4 săptămâni, avem un număr relativ constant de cazuri săptămânale pe media săptămânală, ceea ce înseamnă că am oprit creșterea numărului de infectări. Sezonul estival, în ceea ce privește Horeca, da. Noi aveam un plan deschiderea, n-am putut să deschidem pentru că ți-a crescut numărul de cazuri și nu puteai să dai drumul. Acum ne aflăm într-o situație oarecum specială. Trece sezonul cald. Posibilitatea de a merge pe terase se diminuează, mai ales dimineața și seara, pentru că a scăzut temperatura, cel puțin în zone de deal, de munte, aproape nu se mai poate sta dimineața și seara pe terase. E necesară această măsură, pentru că altfel riscăm să distrugem complet acest sector economic. Deschiderea restaurantelor este un must, o necesitate din punct de vedere economic, pentru că altfel riscăm să îi falimentăm pe și când cei mai mulți dintre ei. De la 15 septembrie? De la 1 septembrie. Repede, 1 septembrie? De la 1 septembrie, sigur că da. Noi luni vom emite ordinul comun al Ministrului Sănătății, Ministrului Economiei și Președintelui ANSVSA privind regulile care trebuie respectate. Ne puteți da niște de asemenea, informații? Pe instituțiile, să numărul de mese? Pe instituțiile de cultură. Lumea a fost privată o bună perioadă de timp de posibilitatea de a se duce la un film, la un teatru, la un concert. Sigur că în aer liber am permis organizarea de concerte până în 500 de oameni, de spectacole, dar nu vor mai putea fi posibile astfel de evenimente outdoor, de spectacole, de concerte. Ori omul are nevoie de cultură, omul are nevoie de artă, omul are nevoie să... De socializare. Socializare, să-și petreacă. Ora după ora 24 pentru... Deocamdată am păstrat ora 24. Și nu o să... De ce? Se e rezonabil, ora 24 este...
este rezonabilă. Dacă lași după ora 24, de multe ori... Cum am văzut, sunt 5 petreceri, sunt 5 petreceri, ca să zicem așa frumos. Sunt 5 petrecerile. Oamenii, în general, au servit și mai uită de reguli, de rigori, sunt mai... așa, mai predispus și riscul crește după ora 24. Deocamdată ora 24 este rezonabilă. Noi deocamdată trebuie să urmărim cu mare atenție respectarea regulilor. Deci fac apel la toți patronii, toți managerii de instituții de cultură, de spectacol, la toți managerii de restaurante, de cafenele, de bar, să respecte regulile. Ca să nu crească ritmul de infectare, pentru că orice creștere a ritmului de infectare poate duce la închiderea restaurantelor, pentru că dacă crește numărul de cazuri la 1,5 la mie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență poate să decidă impunerea restricției. Din deci nou. E interesul lor să respecte, dacă interesul nu, lor este practic, să respecte. Se închide afacerea. Interesul lor este să respecte. Acum, trece și perioada concediilor și trebuie să fim foarte cinstiți aici. Concediile, foarte mulți s-au întors bolnavi din concedii. Da, în analizele, asta este o realitate. În anchetele epidemiologice pe care le-am văzut, statisticile pe care le-am văzut legate de anchetele epidemiologice, foarte mulți, un procent de peste o treime, s-au întors din vacanțe. Acum încetează vacanțele și riscul de transmitere în petrecerea concediilor se va diminua. Dar se deschid școlile, luăm o scurtă pauză comercială, continuăm cu primul ministru al României încă 15 minute după ora 10, discutăm despre deschiderea anului școlar cu multe întrebări și foarte multe, cum să spun eu, nebuloase, necunoscute, este o întreagă discuție în societate, scurtă pauză și revenim.